22 august 2017. Din cei 15 consilieri locali sunt prezenți 14, absentează domnul Matei Ioan. Fiind prezentă majoritatea, ședința este legal constituită și își poate începe rolul prin prezentați prezentați. După cum ați fost informat, nu astăzi vă spun că inițiam să mai vă mai chem la o ședință, să mai, vă mai convocăm la o ședință extraordinară, de aia s-au strâns atâtea proiecte de hotărâre. Avem pe ordine de zi 11 proiecte, punctul 12 diverse și avem o modificare pe ultima adresă primită acum de la finanțe și o suplimentare pe ordine de zi. Cine este pentru ordine de zi, inclusiv cu suplimentarea? Unanimitate. Aveți observația asupra procesului verbal din 24 august? Eu am un pic. Nu știu ce l-a redactat. Dincolo de apă, ori spateți asfalt, ori tot dați altul. Nu, între calea ferată și pod. Am zis că asfaltul e găurit și ori îl scoate, ori să pun altul. Nu dincolo de apă. Dincolo de apă unde? Dincolo de apă nu-i de loc. Păi da. A, o greșeală de... Da, da. Păi ce trebuie să nu era mărcuța asta e alfabet, unii dincolo de apă. Așa este, așa este. Trebuie... Completă. Dincolo de CFR. Dincolo de CFR, din linia CFR. Da, sau din linia CFR și pot. Bun, CFR, da. Altă observație? Am văzut în contractul de cesiune pentru balastieră, în preambul acolo, Comuna Căiuți cu sediul în satul de Lichiu, Comuna Căiuți. E greșeală de redactat sau nu știu eu că sediul comunei este la Căiuți? E greșeală. E greșeală. Vă rog să o corectați. Dar la procesul verbal. Vorbim de procesul verbal. Procesul verbal de la ședința de 24. Dar nu spunem la vot. Cine este pentru? Dacă sunt observații. Cu motivarea. Dar așa e. Corect. Așa de ce mere. Modificarea... Da, toată lumea pentru, împotriva, împotriva, abține. Împotriva. S-a votat, dacă s-a votat. N-am reușit să abține. Da, da. Nu, v-ați seama că nu. Da, mulțumesc, abține chiar vreau să vă anunț... Cei care au lipsit la ședința... S-o aduce cu Roberta Anastasie, da? Numele votului. Vreau să vă... De chiar ți-l aduce să-l verbal, nu ai fost. Vreau să vă anunț de începe ședința, dacă se poate, să fim un pic mai operativi. La ora 4.30, 55, am o invitație la protorierii la Onești, vine eu echipă ca oameni. Dacă se poate, dacă nu. Bine, să fim operativi! Deci nu altceva. O închidem la 18. Da, mulțumesc! Domnule primar, cu sau fără unul din noi, societatea tot înainte se duce. Obligator. La dumneavoastră, dumneavoastră. Dar n-ați văzut sensul? Da, adică... n-am uitat la sensul. Nu m-am ascultat, n-am uitat la sensul. Da, dar conform regulamentului dumneavoastră, nu aveți obligativitatea de participați. Noi rămânem să ne batem aici, da? Pentru interesul comunei Căiuți, nu? Asta l-am dus acolo și... Răspunsul în întrebările care vor adresa, delegați cu dumneavoastră, răspundul și nu... Haideți să continuăm. Deci a fost numai un... Probabil am mai lungit doi un minut acum, pentru că aceste chestii s-au fost mai mult. Având în vedere că primul proiect pe ordinea de zi este pentru alegerea președintelui de ședință pe următorul 3 luni, vă rog să faceți propuneri pe care să vă spunem la domnul Dula. Propun pe domnul Oprăiu. Asta e în serie, știi. Oprăiu, pe domnul Dula. Alte propuneri? Mai aveți alte propuneri? Supunem la vot prima propunere. Cine este pentru domnul Broiu? Poate cu ocazia asta nu mai întâlnit. 6, 7, 8, 9. Da, acum vă motivez de ce am să fie președinte. Prea o luat o razna nu venea. Acum ca președinte. Eu am o refuză. Nu refuză. Am ales, bă, dar nu-i frumos, te-am votat. Dar nu-i frumos, mă. Dar trebuie să fie odată și odată. Mă duc cu apă, ce mă zic, chiar așa, rușinos. Te-am trebuit să mă mea consiliu. Hai, stai să motivezi, iar nu, treaba ta.
Varianta a doua. Alte propuneri. Varianta a doua. Varianta a doua. Pentru domnul Clan. Eu refuz. Are domnul Sârbă o propunere. Ne propun pe vocalul domnul Mărcuț. Da, mai bine. Normal trebuie să refuz și eu, nu? Așa se supune la vot. Nu, așa ar fi normal. Dar dumneavoastră refuzați? Da. Au te propune dacă nu doriți. Eu nu pot să dau peste domnul Proie. Supunem la vot propunerea domnului Sârbă. Haideți să fim alea. Domnul Mărcuț. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Și eu mă abțin. 12 pentru. Abținere. Dânsul, domnul Mărcuț. Domnul Grame. Domnul președinte. Da. Haideți să fim și noi să să fim un pic bilini și să ne înțelegem. Dar la să parcurgem repede. Ce vrem ședința, credeam că e la rest cu lista aia. E pe vers de vers? Asta la sfârșitul zilei o să da, da, da. Proiectul 1 s-a epuizat, proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor în Comisia de Administrație a Unității de Învățământ din Comuna Căiuț pentru anul școlar 2017-2018. Domnul primar, dacă vreți să ne dați ceva informații referitor la proiect? Conform legii, primarul are desemnat un reprezentant în Consiliul de Administrație la școală, din partea primăriei. Consiliul local, da. Haideți să vorbim. Da, primăria din 5-6 ani, cred că e desemnat Damian Alina. Pentru, în cont, cred că domnul Grăzan de asta și-a pus atunci la timpul ăla, că erau fost până învățământ motivul ani. Să, în continuare, este reprezentantul primarului. Iar Consiliul Local trebuie să, doi consilieri, trebuie să fie membri din Consiliul de Administrație la școală. Conform legii, dumneavoastră îi propuneți să formă în Consiliul, vor fi membrii. Faceți și propune, da? Da. Și spuneți domnul Floare. Domnul Sârbuc și-a făcut activitatea foarte bine și poate ați așa anul trecut și în continuare. Și al doilea? Domnul Dolan? Pe domnul Nealu Roșca. A, domnul Sărbu și domnul Roșca. Da, un pic, da. Are domnul Sărbu. Alte propuneri. Alte propuneri mai sunt dacă nu supun la vot. Cine este pentru domnul Sărbu? Eu ce mă votez? Mă abțin, nu? Mă abțin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pentru domnul Roșcal? Cam în comuna Căiuț, județul Bacău. Domnul primar, dacă ne dați ceva explicații, dacă nu, punem la vot. Drumurile de interes local. Trebuie să aprobăm valoarea proiectului, să aprobăm... Deocamdată, în ce valoare ne aflăm? Undeva la, dacă ați văzut acolo, aproape de 1 milion de euro. 4.100 și... Da, mai... 544. Tot cu TVA. Deci ăsta e valoarea cu TVA. 5 milioane 400. Să scrie cineva la cuvânt? Dacă aveți ceva obiecții. Domnul... Domnul Durlan și mai ce? Mai este cineva la acolo? Nu
Da. Domnul Drunala de Sfântă. Deci, tu numai ce vreau să spun. Deci, este vorba de proiectul Beafir, nu? Care e cu asfaltare, copeni, căiuțat și ce, nu? Da. Da. Finalizează și că... Da, da, da. Ceva final. Da, da. Mai ales? Nu, atât. Mulțumesc. Domnul Ian, mă rog. Dacă la proiectul respectiv, puteți să spuneți care este stadiul acestui proiect. Recte dacă, dacă și când va fi întocmit proiectul tehnic a acestui proiect. De ce întreb acest lucru? Pentru că am mai anunțat și cu alte ocazii, este necesar la proiectul tehnic. Dar nu dați voi ca să nu mai vorbim. Da, este întocmit proiectul tehnic. Păi de asta și valoare, 5 ani. Dacă nu avem proiectul tehnic, nu avem valoare. Corect. Eu propuneam de anul trecut, odată la întocmirea proiectului tehnic, ar fi trebuit să țineți cont și de propunerile localnicilor. Și când spun treaba asta, am experiența drumului Brâncen-Heltiu, când s-a întocmit acest proiect, fără a se ține cont și de propunerile localnicilor. Fapt pentru care, cu ușurință, se pot constata că sunt unele lucruri nu tocmai bine făcute. Lucruri care le vom constata și la recepția drumului în timp timp. Dumneavoastră anunțați că eu voi participa la acea recepție. Ca invitat, bineînțeles, ca să fiu invitat, întâmplarea face că m-am preumblat pe drumul, m-am umblat pe drumul respectiv, m-am dus cu dumneavoastră, cu domnul viceprimar și e un lucru bun ăsta. Numai că sunt câteva lucruri pe care le-am discutat atât cu executantul, doi la număr fiind, Gironaco și ceilalți care au luat lucrări în antepriză, despre unele situații care, concret, nu m-am referit nu la altceva decât la faptul că pe acel drum, în pofida faptului că proiectul tehnic respectă lățimea părții carosabile, un timpan de la un podeț, dau un exemplu, sunt două, trei cazuri de astea, un timpan rectul ăla de la biserică, de acolo, de la ieșirea dinspre Prâncen, din satul Heltiu, timpanul respectiv este pe carosabil. Dacă proiectantul vine și îmi spune că el a respectat lățimea carosabilului, vă rog să vizualizați și dumneavoastră, să luați în considerare dacă un ins care circulă cu mașina pe timp de noapte și nu este nici semnalizat, presemnalizat, semnalizat, dacă acolo nu se pot întâmpla accidente. Am discutat cu executantul la fața locului și am căutat să găsim o soluție. Dumneavoastră s-au rezumat doar la faptul că îl vor semnaliza și presemnaliza acel timpan. Timpanul este încarosabil, deci nu este pe acostament. Eu, din cât știu siguranța circulației pe drumurile publice, nu ai dreptul pe carosabil să ai absolut nimic. Și iată de ce, iată de ce, sau alte chestiuni. Drumurile laterale au fost asfaltate unele din drumurile laterale. Ele în proiect au fost trecute toate. Având în posesie, fiind în posesia proiectului tehnic de la Heltiu Brânceni, am avut ocazia să văd că toate au fost trecute, cele laterale. Pe parcursul desfășurării lucrărilor de investiții, s-au făcut procese verbale, pe care nu le am, de renunțare la unele lucrări în favoarea altor lucrări. Nimic rău în treaba asta. Numai că constatăm cu foarte multă ușurință că s-au făcut asfaltări pe unele drumuri laterale care nu sunt circulabile. Iar altele care făceau obiectul așa, n-au fost. Dar toate la timpul lor, adică atunci când se vine la recepție. În rest, și pot să vă spun dumneavoastră, în urma gălăgiilor făcute, poate și de mine, prin ședințe respective, și cu discutând cu cei de acolo, că de ce să nu recunosc, mi-am băgat, adică m-am prezentat, m-am dus la dumneavoastră și le-am pus întrebări. Eu am pus întrebări. Păi nu, 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 dacă să ajungem la proiectul ăsta, trebuie să facem un istoric să nu se întâmple același lucru, domnule. Păcat, dacă toți aruncă să investesc niște bani, și nu puțin la rumbă, să fie cu folos, în folosul tuturor. E părerea mea acum. Dacă țineți cont de ea, e bine, dacă nu, îmi pare de grea. Vă mulțumesc. Da, să punem la vot. Cine este pentru?
Împotrivă? Se abține cineva? Proiect de hotărâre privind numărul 4, privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare pentru proiectul modernizare de drumul de interes local în comuna Călătății Bacău. Domnul primar, dacă vedeți... Deci, prin același proiect, trebuie scrisoarea de garanție pentru a primi un avans de la Fondul de Garantare. Avansul constând în 50% din valoarea proiectului, mai puțin TVA-ul. TVA-ul suportament sau? Da, e neeligibil. Neeligibil? Da. Și în acest sens, deci ne trebuie scrisoare de garanție, dar sunt de asta. Să scrie cineva la cuvânt? Atunci supunem la urmă. Cine este pentru? O singură modificare, cu adică o observație. Da, cu el timp. Actul adițional ăsta 20, din, numărul 1 din 20 ianuarie 2014. Aveți aici și acum una căiuță înființată, pot unii, nu știu ce, cu sediul în satul Fiorbiu, cu una căiuță. Da, da, cum o să modificăm? Să nu vă caute cineva pe la hârtie. Da, nu are. Da, nu vă ascund să vă spun că pentru acest avans, Consiliul Local, Primăria Căiuță, o să plătească 400 de milioane din comisiune. De bugetul local, care este neeligibil. Dar nu avem ce face, trebuie să-l plătim ca să putem să avem bani să garantăm că lucrurile merge înainte. Dacă nu, luăm acest avans, trebuia ca acea sumă de 20 de miliarde să fie suportată din bugetul local. Trebuia să spun că... Așa primează la acestul lucrurile. Nu, nu avem de unde. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul asociat de ADIV. Da. Aici, cred că s-o punem la vot sau în discuții ceva. Asta e taxă unică? Domnul... Cine se mai scrie? Domnul Durlacu? Da. Al coleg se mai scrie? Da, da, domnul Turlac. Bănuiesc că am văzut aici în documentație, dacă v-ați citat, că este 10 milioane pentru, da, și aici pentru comunele cu pensii în lista de investiții prioritare. Eu rețin că și comuna noastră, comuna Căriță, eram prinși în lista de investiții prioritare 2014-2020 cu 1.100.000 de euro. Aș dori să întreb pe domnul primar dacă mai e valabilă această prioritate pentru comuna Căriță. Și se vor realiza aceste investiții de 1.800.000 de euro. Și dacă nu, de ce cauză? Această sumă de la ADIV sunt niște vise. Da? Sunt niște vise. Acest master plan pe care ei îl propun undeva pe Valea Trotușului de la să ajungă și urma la noi, nu știu care dintre noi o să-l vedem. În plus de asta, acest domn de la ADIV, prieteni ai mei, prieteni, dar n-am încotro și nu pot să fiu în acest sentiment cu ei, vreau să vin cu conducta, vietul de conducta de canalizare, de dejecții, de la Ștefan cel Mare, să vină prin toată comuna Căriță, să duc în stația noastră de epurare. Iar eu m-am opus vehement la această chestie și am spus că nu. Și în această privință le-am solicitat că proiectul care a fost făcut a fost prost gândit și prost făcut. Dacă tot vor să-mi dea acești bani, să-mi dea peste apă, Brânceni, Eltiu, Boiște și să facă instalații de apă și canalizare acolo. Că în Căiuți, lucrăm la extindere la rețeaua de canalizare și apă,
apă puțin, mai puțin de extins, dar la canalizare avem mult de treabă, mult de extins. Și din orice măsuri, din orice condiții, ne putem mișca mult mai repede decât Adibu ca să realizăm această investiție, decât să așteptăm ani de zile până să vină Adibu să facă extinderea rețeaua de canalizare în Căiuță. Și avem proiect, l-am depus, după cum știți și dumneavoastră, la PNDR, nu a intrat la finanțare, acum îl repregătim și căutăm la următoarea sesiune, la următoarea sursă de finanțare să-l depunem. Deci, la propunerea mea pentru cei de la ADIP a fost ca acești bani de care am întrebat domnul Durlan să-i ducem peste apă. Dar nu am fost de acord să le schimbăm master planul, să le schimbăm nu știu ce, nu am ce face cu. Și, în primul rând, n-am fost de acord ca Ștefan cel Mare să fie conducta de canalizare prin Comuna Căiuță. Eu, din câte rețin și toate verificați, într-adevăr, cei 1.800.000 de euro când s-a făcut masterplan, s-a discutat, erau pentru alimentare cu apă și canalizare statele Plăceni, Hârtiu, Boiște, Murcer. Poate dânsi și-au schimbat ca să duc aici cu totul altceva. Lăsând hârtii și documente care la vremea respectivă pot dovedi că erau pentru aceste state. Eu le-am cerut și nu era nicio hârtie, niciun document și nici aici la primărie. Dacă e doamna de la urbanist, poate vine să vă spună ce are. Fără probleme este pentru hârtiul în cerere. Poate între timp au schimbat. Discutăm. Da. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține? Abține cu domnul Orheanu, Oprea, Florea și domnul Ciubătaru, parcă nu? Da. Nu știu dacă s-a înțeles bine proiectul de hotărâre, vă rog să mai pun soată la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Sunt împotrivă, nu mai fi împotrivă. Domnul Gavrilă. Se abține cineva? Domnul Bogdan. Domnule, a întrebat cine este împotrivă. A se ridica mâna. Abținere sau cineva? Deci, dumneavoastră, dacă suntem împotrivă, nu ne mai mandatați la ADIBE și de la ei sau rupte vă cineva? Nu ați luat timpotizația. Pe da, dar vedeți că aveți să mandatează domnul Rândaru. Are ultimul. Ai altă treabă. Și tu, nu? Cotizați. Nu mai dai. Da, să votezi suma asta. Să mandatează, să mandatează. Da, e cotizația și îl mandatăm pe dânsul. Dar înseamnă că dânsul, dacă nu-i dăm mandatarea, nu se mai duce. Nu suntem de acord cu alte. S-a supus la vot acum. Nu s-a supus mandatarea să dânsul. Nu s-a dat. Ba da, nu știu ce vorbim. Se apropă cotizația la articolul 1, iar la articolul 1. Să de noi, dacă e, ne opunem la articolul 1. Dar nu că nu ne mandatează domnul Rândaru. Domnul președinte de ședință. Eu am înțeles că suntem la proiectul 5. Da. Da? Da. Potizare. Mandatarea primarului pentru adică, așa, este proiectul 11. Nu. Este aici. Urmăriți articolul 2. Aici? Aia e altceva. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației. Și aprobarea cotizației de domnul. Proiectul 63. Da. Da, 63, despre el vorbim. Și scrie la articolul se mandatează domnul Rândaru așa... Corect, să votezi? Da, păi dar noi acum nu-i luăm mandatarea. Nu suntem de acord cu cotizația de 10.000 de lei. De 1.000 de lei, am înțeles. Atunci eliminăm articolul 1. Și rămâne articolul 1. Asta vreau să spun. Articolul 2. Da. Că noi dacă nu putem... Deci, forma care e... Vreți mai mult sau mai... Nu prea putem. E cam în tot. În 2 în 1. Deci ne-am... Nu o să înțeleagă și eu. Eu zic că nu stăm în 10 milioane și noi să analizați ce puteți negocia cu dânsii și eventuale investiții, că așa, practic, ne luăm la pleaznă cu ei pentru 1.000 de lei. Și așa nu suntem scriși la ei cu serviciu de apă și canalizare. Cum credeți dumneavoastră, nu nicio problemă, doar... speranțe de a prinde investiții pe Adib și pe... Dar tot ce ai să rupim orice legătură cu ei, ieșiți din Adib, asta așa face serviciu de sigur sănătător și gata. Nu avem asta cum ai pus deci mandatarea să nu-i repede. Mai e altceva, mai e altceva. Proiectul 12.
Deci, eu știu ce, ceva înseamnă că au schimbat dânsii la Bacău, dar știți că am ridicat la începutul mandatului problema asta și chiar spuneam că erau pentru satele Gheltiu, Vrânceanu, când am avut discuțiile, de s-au pățit acele sume la master plan și acum cine știe cum i-au schimbat dânsii până aprobări, că eu îți găsim și hârtii cu care se scria că sunteți programați suma de 1.800.000 de lei Gheltiu, Vrânceanu, dar bănuiesc că au mutat banii altfel. Proiectul 5 cu articolul 1 și 2, de ce nu putem să renunțăm la articolul 1 și de ce trebuie să fim obligați ca să, să le luăm un bloc? Eu vă întreb, de ce trebuie să fii obligat dacă ai posibilitatea să aduci amendamente la orice proiect? Să scoți un articol, să adaugi alt articol și așa mai departe. Deci, una este mandatarea domnului primar ca să susțină problemele noastre ridicate și alta este cotizarea. Prin cotizare eu nu fac altceva decât să spun că nu sunt de acord cu voi și la următoarea ședință o să-și spun punctul de vedere. Adică că mandatarul să le reprezinte. Domnul primar, dar aici în lista asta doar aveți ceva cunoștință, au început investiții, nu ceva, nimic, nu? Se intenționează să înceapă cu Bacăuri, normal, cu graf. Acolo erau prin 30, sau nu știu, 30 de milioane de euro la ei. Au luat Bunești nu. Bunești nu l-a mai luat. A luat o firmă privată. Eu zic aici, dumneavoastră, veți decide. Este decizia dumneavoastră care ne-o prup, dar sunt două variante. Ori stăm așa agățați, și unii strâmpim la gât, ori rupiți definitiv, faceți serviciu propriu de apă și canal și canal. Dar n-am zis ce trebuie un pic. Tocmai de asta. Că n-avem prea asta. Dacă aveam, plăteam și cetățenii apă la cum plătești ceilalți cumpă. Dacă credeți că nu dă bani pentru investițiile care au promis, nu se merită să... Până acum nu poți să dat ceva bani, dar n-a dat nimic, domnul. De câți ani suntem... De câți ani suntem în... 2007. Soldat din Jureța. Cât e puteri? 2007. Și în fiecare an ați plătit cotizație? În 2008. Da. Și s-a dat până acum vreun ban? N-am luat noi, am luat altcineva. Bani de sfârșit? Da. Probabil că nici o stat de SF-ul, au venit niște consultanți, niște proiectanți, să ne întreb, domnule, să vedeți că vrem să vă facem aici mare apăsare. Și când am luat în amănunt de chestia, exact asta vreau să facă, să ne cumuleze cu Ștefan. Dacă îmi permiteți. Domnule, această, după denumire, este intercomunitară, deci este într-un comun între localități. În schimb, mie mi este clar un lucru. Concentrarea serviciilor, aceste servicii de care dumneavoastră se ocupă, nu fac altceva decât să instaleze monopolul. Și a doua chestiune. A aștepta noi să ne vină rândul odată și odată la a plecarea lor către noi, eu cred că suntem naivi, dacă considerăm că... Dom'le, e posibil ca la anul să se aplece, dar dacă nu se aplece? Nu știu dacă ați înțeles, ăsta este punctul meu. S-a votat? Oarecum? Nu s-a votat? Nu s-a votat. Reluăm votul? Cine este pe atâta om? Domnul Ocean, mai e o problemă care trebuie să o gândiți și eu vă spun din certitudinea realității la asta. Într-adevăr, că am vorbit domnul viceprimar, așa este, le dăm 10 milioane, nu e o sumă de speriat la ei. S-ar putea să vină momentul când noi v-ați putea să rezolvăm serviciul de aglomerare cu apă pe comună. Cauza autorizării care va fi foarte grea, s-ai nevoie de să reținem. Și s-ar putea să ai nevoie de ei, la un moment dat, chiar să-i duci negociând, că nu măresc prețul la puțin ăstea costului, să-i duci să fii ca să-i autorizat. Eu zic părerea mea, nu stăm în 10 milioane ca comună. Este o asociație prestatoare de serviciu? Da, domnule. De ce trebuie să gândim noi că ei vor fi cei care ne vor autoriza? Domnul Orteanu, mai puțin comuna Căiuț și încă două, trei unități administrative care nu ne-am dus, eu nu am dus la vremea respectivă la dâns și datorită prețului la apă, restul toți sunt asociați acolo. S-ar putea să fii la un moment dat, dar ești mic, te strângi și nu te poți autoriza și n-ai să mai poți să dai apă. Operatorul la DIT este Crabul.
că monopolul crabul deține. Păi, deține crabul, da. Te-ai monopol. Și e monopol, nu? Da, da. Cam deodată, dacă îmi permite, singura sursă și programare care o avem propuse, este apă și nu putea doua finanțare, e tot de acolo. Vă zic că sunt... Deci atunci mergem? Eu zic că asta e, cumva le arătăm pisica, da, că cine... nu avem 10 milioane, dar nu stau în 10 milioane. Da. Cine este pentru? O să facem, există o poveste în Petrică și Lupu. Un mic ciobanaș tot striga, păsea oile, striga lupul, lupul. Veneau oamenii, ăsta râdea, nu a venit niciodată lupul. Și în momentul când a venit lupul și ăsta a strigat, vine lupul la oi, n-au mai sărit sătenii. Așa o să păzim și noi. Bă, am dat 10, 7 ani, 8 ani. Poate ne vine și nouă rândul, dar cred că o să ne vină rândul atunci când vom pune și noi un proiect foarte credibil la ei și vom face presiuni și noi asupra lor. Așa, dacă lăsăm la aleatoriu să hotărască ei asupra noastră. Ce? Pe nu să mulțumesc din cram, așa este, dar noi cum stăm în... Iubitați-mă un pic. Noi, practic, la crab suntem agățați așa, ca o frunză. De ce? Noi n-am dat serviciu de apă și canal la ei. Pentru că dacă îl dădeam... Nici nu ne-l dăm. Dați-mi, dar lăsați-mă să termin, că nu-l dăm. Pentru că noi menținem prețul care menținem, 2,1 lei, așa cum poate administrația, ținând-o, o să o țină și ceilalți. Să te cumva, dar dacă pentru 10 milioane pui la anul, poate să gândește și dă să facă ceva, dă? Ori cu 10 milioane, ori fără 10 milioane. Da. O să vină poate situații când... Și putem să aprobe pe articole, articolul 1 nu îl aprobăm, articolul 2 îl aprobăm, nu? Pe articolul 3 articole iar, dacă aprobăm, aprobăm. Sau aprobăm, nicio problemă. Ce vreau să vă mai completez? Ne chinuim și noi de la GAL, vorbim de GAL, acolo e vorba tot de cotizații. N-am venit proiect de hotărâre anul ăsta pentru cotizația la GAL. Dar la GAL totuși am depus niște proiecte, sau luat niște bani. Anul ăsta... Și vreau să spun că la GAL nu este plătită cotizația din 2009. E mai mare ca și sumă vis-a-vis de... Dar de acolo s-au luat niște bani, dar cotizația nu s-a plătit. De-aia nici n-am venit până la acest moment cu proiect de hotărâre. Că stau în... Mă gândesc când dau proiectul de hotărâre și când aprobăm, că nu s-a aprobat, acest proiect trebuie să și plătim cotizații. Nu aprobăm cotizații. Dar motivul de ce nu s-a plătit? Numai de dracu de a le aproba. După aia stăm cu ele și noi nu, de fapt, din bugetul local nu ne permite să plătim acest. Nu s-a plătit până acum, 7-8 ani. Din diverse motive, vă răspundeam. Păi tot dată cotizații și pe moment. Și acum trebuie să dăm de urmă? Nu e obligatoriu. Da, și până la tot, cine este pentru? Obligatoriu. Nu suntem singura. Cine este pentru proiectul numărul 5 în forma actuală? Hai, eu... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10. Împotrivă? Domnul Fiat, se abține cineva? Oprea, Codruț. Și atât. E bine așa, da? Da. Proiectul de hotărâre, proiectul numărul 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune numărul 104, numărul 10.472 din 12.11.2008. Domnule primar, dacă vreți să ne spuneți ceva despre cesiunea asta? Aceea renumită balastieră din Butioaia, sau de, cum se spune, din Camari, de 34 sau 37 de aici. 37 de hectare, în fin, nu 30 ceva de hectare, nu mai contează. Balastiera actuală? Nu, sau viitoare. E vorba din teren pe care l-au avut pălarii Paienco, nu dăm nume, că nu... Pașico, da. Așa. Care nu mai funcționează și vrea să cesioneze. La o altă firmă, chiar. Nu știu cum se spune chiar asta. Cum? Au pasat. Discuții, dacă sunt. Ce vreau să spun că pentru noi, ca și oate, e un avantaj să rămână în concesiune, că se casează niște bani și în loc ne trebuie. De fapt, acum acolo sunt niște oi, care stau pe acolo și faci și de tot. Să scrie cineva la cum? 5.000 de euro anual, nu? Doamne, să nu v-ați scris la cum? 3 milioane.
Sau 200 și ceva de milioane. Domnul, vă spuneți la cuvânt? Da, 5.000 de euro, 200 și ceva de milioane. Aveți cuvântul, domnul Durban. Eu, din prima, vreau să spun că o să mă abțin la votarea acestui proiect, care, din punctul meu de vedere, astăzi e cesiunea cedentului către cesionar, mi se pare în afara legii și vă motivez de ce. Pentru că și văd aici ce scrie. Deci cedentul astăzi nu are investiția prin care s-a angajat la concesionarea terenului, acea balastieră, care au tăiat-o și au revândut-o. Iar obiectul principal al concesiunii care a fost realizarea unei balastiere, care eu i-am semnat autorizație funcționare de construcții. Au construit-o și nu mai e. Deci astăzi obiectul muncii, cum se spune, prin acea concesiune, nu există. Și din punctul meu de vedere, această cesiune este ilegală. Deoarece contract, neavând obiectul pentru care l-ai făcut, în care dacă aveai azi construcția, mai luam niște impozite pe construcții și cum era atunci când era unul locul de muncă, părerea mea e că... La lege îți permite să înstrăinezi dacă aici în concesiune. Aprobarea Consiliului Local, cesiunea, da, dar contractul să fie în parametrii legalități. Eu mă voi abține. Din punctul ăsta de vedere, să nu vă faci nicio grijă, că și noi am avut emoții. Am cerut... Mă repet, am un punct de vedere la instituția prefectă. Nu e problemă, este... Mai aveți domnul Zorban? Este legal și corect. Dar sunt fiecare face ce... Alte întrebări, dacă mai aveți... E vorba de palasiera asta de aici, de la... Nu, domnul Zorban, nu confundați. E vorba de terenul din capul la Butoaia, care doar sunteți așteptări. E un dig la un... Am făcut noi platforma de gunoi. Dincolo de platforma de gunoi, e un dig pe care l-am actualizat noi acum. Și dincolo de Vigoare, sunt 34 hectare de teren concesionate la paie în Co. Cășuneanul ăsta, de ce nu mai scoate pietroaie de acolo? Nu mai poate. Și vrea să... Și atunci de ce nu renunță la contract? Da. Păi vrea să cesioneze. Contractul, dacă se duce cineva, e nul de drept, pentru că obiectul contractului nu mai există, pentru ce a fost cesionat terenul. Nu au avut stația de sortare, nu au avut nici ceilalți care au, niciunul nu sunt... Deci e ok, niciun fel de problemă. Au avut stația de sortare și-au luat-o și-au vândut-o, că el nu mai desfășoară această activitate. De asta vrea să cesioneze. Dar nu poți forța pe cineva să continui. Păi nu, atunci se anulează contractul acela. Și scoate la licitație. Și vine altul care vrea și se încheie în alți termeni economici, acest contract. Acum a dat soluția, domnul. Votăm împotrivă, că obținem cășuri. Sus acolo am întrebat-o pe doamna Mimara, sunt 49 de ani, din care au trecut 9. Mai sunt 40 de ani, dacă cesionăm acum terenul ăsta. Ca să mergem fiecare an încă 40 de ani, nu mai apucăm noi, dar ești care ești la dragul, cred. Nu se prelungește. Nu se prelungește. Să mergi pe același contract, nu se prelungește perioada de... Hai nu, dar zici bine. Mai sunt 40 de ani, din contractul cu Paco, Peco ăsta. Care-i Cășuneanu, că are o benzinărie pe la Oituz și scrie... A, ia bădă, da. Nu credeți că e un investitor prost. Potențial, se dă bani. Dar să nu discutăm despre apoția omului. Da, bineînțeles. Domnul președinte, pun și o întrebare. Spuneți. Dacă terenul respectiv este terenul care a fost pășunea satului Hetiu. Nu. Răspundeți da sau nu? Am întrebat. A fost teren netrebit. Teren nu a fost pășut. Nu a fost luat. Acolo e locul ăla la Bolovan? Da, supunem la Bolovan. Nu a fost pășun. Stimați consiliere. Nu a fost pășun în cadrul comunicării. Cine este pentru acest proiect? Tu? Da. Cine este pentru? Stați așa, nu ne-am lăbuit încă. Dar poziția primăriei care este dumneavoastră în situația? Pe Consiliu, Consiliu, mă da, ești un problemă. Noi suntem. Principalul reprezentant al primăriei este domnul primar. Da, și dumneavoastră, este proiectul
a inițiat proiectul respectiv. Dar e simplu, votați, da, pentru. Asta e poziția. Care e problema? Care votați și vrea? Ce este pentru? Împotrivă? Eu mă abțin. Se abține cineva? Nu mă încep. Nu mă încep. Nu mă încep la treaba asta. Toată lumea. Aș vrea, domnul Părău, și eu m-am dat întrebat. Noi, dar m-am zis că nu ce potrivește. Albia Părăului, atât. Albia abține Părăului. Oprea. Florea. Colongam. Domnul Zorz. Florea. Abține, da. Colongam. Oprea. Ce să vă spun pe marginea la acest proiect de hotărâre, s-a făcut multe valori în ultima perioadă în Găiuț, dar s-au făcut degeaba, așa că... Cineva ar fi avut un interes. Se înțelege? Pierdem timp acum? Nu, nu, dar primar. Nu sunteți. Abținere sau... Încetați contractul cu PAMO, domnul ăsta care vrea să cesioneze, să vină ca un contractant nou. Să nu știe etape, nu știe inspectări, nu știe legi. În diferite probleme, mă, nu. Contractul deocamdată e de drept al locășuneam. Chiar dacă nu ați apucat acum, în continuare rămâne cu locășuneam. Da. Nu mai poate să facă cesiunea. Asta e altceva. Deci el nu poate să facă cesiunea. Nu, eu nu înțeleg treaba asta cu cesiunea. Domnul profesor, uitați aici să înțelegeți. Eu, domnul profesor, haideți, vă spun, eu am caietul ăsta. Vreau să vă luăm dumneavoastră, dar nu trebuie aprobarea Consiliului. Dacă vreau să le iau, dacă nu vreau să le iau. Ăla vrea să le iei, dar nu avem aprobarea Consiliului ca să-l poată lua. Gata, haide să-l putem. Proiectul numărul 8. Cu niște amendamente puteam să facem... Proiecte hotărâre privind... 7. Proiecte hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute pentru o suprafață de 400 de metri pătrați din domeniul privat al Comunei Căiuță, în favoarea SCRCD-SRL, în vederea contractării lucrării de alimentare cu energie electrică, a fermei piscicului. Domnul primar, dacă... Acest primar, dacă v-ați aminte, am mai aprobat odată acest proiect de hotărâre. E vorba de acea fermă piscicului care vrea să-și trag energie electrică. Da, așa? Și îi trebuie aprobarea noastră pentru servitute ca să îi dăm terenul să lucreze, să-și tragă curent electric în acea zonă. Să sape și să se bage cap. Da, dar e altă formă. Licele, la avizi, acolo era contractat. Să punem la vot proiectul de numărul 7. Cine este pentru? Se vedea că e un pește, dacă se abține, se umplă de pește, piscicultură. Se abține. Abține. Dar cu icre, ca să fac și eu un semn mic. Deci abține domnul Iarnu, altcineva? Dumneavoastră? Nu, eu am. Pentru. Mine, și 13 pentru și abținere, domnul Iarnu. Pentru consecvență. Proiect de hotărâre. Proiectul, mă rog, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Locale de Ordine Publică, Comuna Căiuți. Domnul primar? N-am zis tot. Supunem la vot. Cine este pentru? Regulament. Regulament? Da. Împotrivă? Cu eu? Ai trecut așa direct la vot, da? Da, m-am mai fost. Dar ce-ar fi să operativ, domnul? 14 pentru. Păi, domnul, vă dau numai dumneavoastră cuvântul. La cine vreți să proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență. Domnul primar, dacă îmi spuneți pe cine este vorba. Cunoașteți? Lucian Stănescu. Cred că toți au studiat materialul mai puțin. Da, da, da. Lucian Stănescu, acel... Așa sunt concetățean de-a nostru, de peste linii. Dar i-a murit fata în Franța, o adus, o prezentat aici, o... Da, cheltuiel de 100 și ceva, 200 de milioane. Ce era fata? Profesor universitar la Bordeaux a fost. Și era un copil de 12 ani. Și era ce-o puțin? S-a murit cu tata. Nu-i de râs. Să punem la vot cine este pentru. Împotrivă, se abține.
Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venit și cheltuieli al Comunei Căinici. Domnul primar, dacă aveți ceva de explicat, de lămurit. Economice. Da. Aici avem și completarea, care v-am spus-o. Anexa 1, ați primit-o fiecare. Am zis că am semnat-o multă. Cu ultima adresă, prin Filana. Ca să știți, deci după diversi, noi avem o completare și o suplimentare. Deci asta este la proiectul să călătorie, este completare. Dar scrie la cuvânt, dacă avem. Nu? Să punem la vot. Păi prima la școală, da? Asta. Da. Deci așa, de ce vă hotărâți așa călătorie? Mai operativ, ca de obicei. Da, mai, dar haideți să vă spun care e vorba de completare. Poate spuneți că e o chestie. La un moment dat aveam noi un surplus la școli. E vorba numai de bani pentru școli. De 90 de mii. Și ne-au luat. Și acum am rămas în gol și domnul contabil a făcut adresă la ei și ne-au dat înapoi 51 de mii. Deci ne-au dat cu 39 de mii mai puțin. Așa ar muri, până în parte. Ca să mai răsuflăm încă. E vorba de salariul la învățământ. Da, domnul consilier Orfeanu, aveți cuvântul? Domnule, rectificarea înțeleg ce înseamnă. Luăm dintr-o parte, dintr-o mână altă parte. Toate bune și frumoase. Numai că. Vin la dumneavoastră cu următoarea întrebare. În anul 2017, foarte târziu, am aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru comuna pentru ATT Iuț în anul 2017. Bun. Cu acea ocazie am aprobat și lista de investiții. La acea listă eu am venit cu o întrebare la dumneavoastră, domnule primar, care sunt investițiile noi? Și din investițiile noi dumneavoastră a spus că singura investiție din fondurile comune ar fi monumentul de la Prada. Nimic greu în acest lucru. Monument care se pot dar tot acolo de potiți? Subiectul și eu, așa, da, nu știu. Monument care ar putea genera scenarii de film. Da. Nu asta vreau să vă întreb cu dumneavoastră. Eu vreau să vă întreb un alt lucru. Văd în această listă, la proiectul numărul 10, cum e suficient, obiective din investiții noi și obiective investiții în continuare. Mă opresc la două astfel de investiții, respectiv la investiții noi. Am mai făcut discuții despre podul de la Pralea, pot să adicare, pot să adicare. Și suplimentarea, se referă tot la lista de investiții. Păi, dacă îmi permiteți, eu vin cu o întrebare. Investiția numărul 5, parc joacă cu copii. Da. Chiar care e asta? Nu. Sunt niște parculețe duși în școlile. La Helchiu, pe la Pralea, am înțeles așa. Domnule, eu vin și mă întreb un lucru, anume care. Noi când facem rectificarea, prin rectificare înseamnă că se iau niște bani dintr-un loc și se dau în alt loc. Întrebarea pe care eu vă adresez, când am aprobat, poate am uitat eu așa, acest obiectiv, parc joacă copii, ca el să fie inclus acum în lista de investiții la capitolul investiții noi. Merg mai departe. Și mă duc către finalul listei de investiții cu rectificarea și la punctul 7, la cele în continuare, sunt stații, două stații de autobuz. Că dacă stații, acum, în proiectul ăla, când ați propus dumneavoastră, era stație. Acum stații, fiind două. Am înțeles. Da, nu era, nu m-ați întrebat și atunci, dacă mă cam pe valoarea la una sau e valoarea la două? Păi da, dar era pe valoarea la un două. Dar dacă îmi permiteți, da. Domnul meu, aceste stații de autobuz
nu mai sunt la capitolul investiții noi, ci sunt la capitolul investiții în continuare. Asta ar însemna că în listele precedente, domnul primar, dacă mă lăsați să mă pun întrebarea până la capăt, ar însemna că în listele precedente, ele să se regăsească ori la în continuare, ori la ceva noi. Să luăm lista 8 a 12 a 2016, finele anului trecut. Deci dacă nu îl găsesc nici la noi în continuare și nici la în continuare de anul trecut, când a fost adăugată în listă investiția respectivă? Pentru că, acum ca să vă spun dumneavoastră un lucru, toate aceste întrebări pe care eu mi le pun, sunt și generate de prețul pe care îl văd și valoarea pe care o văd aici pentru cele două stații, 320 de milioane. Eu, pentru mine, s-a prinde un beculeț. Acum, dumneavoastră, dacă m-ați înțeles, de să nu mă repet și să nu lungesc problema. Deci dacă o regăsim acum la, în lista în continuare, nefiind în precedentele liste, când am aprobat includerea în listă ca obiect de investiție. Vă mulțumesc. Aștept răspunsul, de fapt. Da, nu știu, ok, că m-a contat, să vă dea răspuns în niciun fel de problemă. Dar referitor la asta, eu cred că era pe lista de investiții și la celelalte ședințe când am discutat. Iar dacă vă uitați, banii sunt în trimestrul 3. Da? Și s-au și achitat aceste obiecte de investiții, aceste stații de autobuz. Deci, sigur, cred că o să mai apară în următoarea listă la anul, dacă vreți răspunsul sau vreți. Eu n-am întrebat dacă va mai apărea la anul. Eu am întrebat de ce apare atâta timp cât ea n-a apărut în precedente. Domnul primar. Păi, dar cum ne-am discutat noi dacă nu a apărut în precedente? Nu m-ați mai întrebat o dată dacă am cabinea mea. Nu. Atunci listele respective de inventar, putem să venim cu rectificări, trecem frumos în listă orice obiectiv dorim. Păi la orice rectificare, domnul Ocean. Da. Dar la orice rectificare care facem și un obiectiv nou, să trecem lista de inventar. Neacceptând judecata mea logică, ne spuneați, neacceptând judecata și întrebarea mea logică pusă, nu rămâne decât să mă opresc minutul pentru răspuns, da. Da. Alte întrebări, dacă mai sunt? Supunem la cine este pentru proiectul numărul 10. 10, da. Împotrivă? 6, 7, 8, 9, 12, 11, 11. Se abține mărunți. Acum fac o paralelă, n-am luat cuvântul. Nu se poate înscrie în lista de investiții niciun obiectiv care n-a fost aprobat și bani alocați. Cu rectificare de buget? Cred că, da, cu rectificare de buget sau la bugetul inițial. Cred că undeva a fost o scăpare, nu spun și nu ați văzut, dar n-are cum să nu se treacă. Proiect numărul 11, proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Orândaru Gabriel, reprezentantul Comunei Căiuți, în cadrul ARBI, în vederea exercitării votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care le efectuează operatorul. Aici, domnul primar, ceva scurt. Domnul primar vrea să răspunde. Să punem la vot. Cine este pentru? Eu vreau să spun ceva. Aici, da. Doamna secretar, sau domnul și domnul primar, ca să o iau așa, invers. Da. Aici avem ceva, spune noi, eu nu mai rețin, în 2010 ne-am delegat serviciul. Deci, Garea gestui serviciul de alimentare, coadă și canalizare, numărul, eu rețin că nu. Da, probabil în aga... Noi nu am delegat în mod cert. Nu, păi nu. Și mai ales în condițiile actuale, noi dacă vrem, dă nume post delegat, să facem citație. Păi, da. Păi, nu, deci s-a adus... Ești nou în cap de discuție vis-a-vis delegare sau de... Nu, nu, dar eu chiar vreau să vedeți verificați. Da. Este, da? Vă rog frumos. Cine este pentru? Da, vă primește dacă nu dați cotizație? Sunt de afară, dacă mă spuneți. Cine este pentru? Da, mergeți acolo și spuneți. Cine este pentru? Nu, dar sunt pentru. Domnul Matei, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Împotrivă? Se abține cineva? O să mai avem, doamna secretară, diversile le lăsăm la urmă, le băgăm pe astea suplimentare sau? Da, modificarea am făcut-o suplimentare. Da, păi... Dacă... Dați voi, dați da, domnule, despre ce e vorba? Vorba transformatorului de la Pralea. După cum v-am spus, am depus un proiect în care se scria că va fi o extindere de rețea de iluminat casnic. În motivație acolo, consultantul a scris că prin acest proiect se intenționează suplimentarea energiei electrice la un număr de 20 de case și așa mai departe. Iar Galu și Afiru ne-au refuzat proiectul prin motivul că ei nu finanțează proiecte la scară mare, doar la scară mică. La scară mare se poate transforma și alimentare pe energie electrică a caselor. În acest motiv, o trebuie să schimbăm titlul proiectului și să-l numim extindere de rețea de iluminat public, deci public, în satul Pralea, comuna Pins. Da. Asta va fi modificarea. Va vrea și lista de investiții. Întrebare, răspunsuri ce-am? Să punem la vot, dacă nu. E bine să finalizeze treaba asta, că de un an și ceva nu mai câte transformatorul ăsta. Scrip ce vor ei, numai să dea bani. Aveți cuvântul rău pe vot. Nu, n-am cuvântul rău, dar zici cine e pentru. Da, cine este pentru acest proiect? Se mai da, și am văzut la diverse, nu? Da. Cine să scrie la diverse? Da, vă spun domnul Fandacă. Aveți un invitat. Nu se grăbește. Vă grăbește, domnul Fandacă? Dar am ajuns la diverse, chiar dacă nu se grăbește tot. Nu se grăbește, trecă vreo. Îi dăm noi cuvântul primul dacă. Deci, domnule, înseamnă. Da? Sau la urmă, la urmă. Cum vreți? Acum, dacă n-ați terminat? Da. Nu, n-am terminat, da, domnul Fandacă. Proiectele s-a... De vreo, s-a terminat. Tema diverse, asta discutăm. Luați cuvântul dumneavoastră. Îmi pare bine că sunt amândoi domnii primari aici, adică și fostul și actualul. E vorba despre cimitirul ăla care i-a abandonat. Acolo, lângă dumneavoastră, acolo. A fost gardă împrejmuit acolo și acum nu mai există nimic. Aici, în spate, la rond, acolo? Da, da, da. Da, 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 a fost. Ar vrea să știu așa, cum nu, n-a văzut nimeni, s-a luat gardul ăla, tot stârni, sârni, tot. A mai fost și iarnă între timp. N-a fost numai vară, a fost și iarnă. Da, gardul pe prima de... Și a fost acolo și domnul primar și domnul fost primar. Cu... Activitate. Activitate. Ce s-a întâmplat acolo? N-am avut activitate acolo, nu aveam voie, mă legau ăștia. Păi n-aveți ronda acolo? Da, zice că sunteți eu. Eu n-am. Pot să spun că am ceva care nu e a meu, pe numele meu? Cum de n-am văzut? Nu cred că nici domnul Rândaru are ceva. Dar nu acolo, s-a văzut domnul Condovan, s-a văzut acolo. Acolo sunt străbunicii noștri, s-a sfințit acolo o cruce, trebuia să facă... În ce an? În ce an? 2003. Acum e ceva frumos acolo, doi s-au răsculat, au ochioagă. Ca o cruce. Păi să te dă două mormânti din piatră, exact ce vă spun. Din ce mi-aduc eu aminte. Au fost niște țăruși, niște pari și câteva rețe.
Atunci altceva nu mai era. Partea de jos. Doamne, așa știu eu. Putem să-l actualizăm pe buget pe la anul? Păi asta vreau să spun. Dacă colegii sunt de acord, punem ceva bănuță. Putem face o propunere de... Acolo putem merge să pun acolo să scoatem la iveală fundația bisericii. Ce pot să domnul Daniel cu niște studenți, da? Da. Din amintirii lui Radu Rosete, acolo a fost în sediu conacului lui Lascăr Catargiu, bunicul lui Radu Rosete. Acolo... Și acolo... Nu se răspundă că ai lucrat pe domnul. Nu, ca să-i dau completare să știi... Nu, că e omul argumentat. E păcat, domnule, acolo stă animalele... morbidele bunicilor, a străbunicilor noștri. Da, e un fel de izlaz acum, așa este. Păi, ce izlaz? Când era rocoză, zicea că se mute porcărie acolo, pe izlaz, pe cimitirul ăla acolo. Păi, da. Trebuie de făcut ceva. E cum să stai, să calci animalele acolo. Vă rădi, domnul fost primar. Mă gândeam la altceva, domnule. Da, domnule, am înțeles această problemă. O să discutăm cu legii, dar încercăm să facem și apără investiții, dar... să vedem de unde mai putem să le facem. Noi, e oftat foarte tare. E ceva care... nu are... răbdare ca să mai meargă așa. Eu am început să iasă. Ne-am scăpărât de zvară. Asta am înțeles. O altă problemă mai aveți? Cum de n-am văzut nimeni. Acolo a fost gardienul ăla, acolo, așa, ușa, acolo. Și să uita acolo. Cum de n-am văzut nimeni. De-a luat atâta sârbă și atâția pare de acolo. Îți luați de 10 ani, nu este acolo. Cam atât. Bine, mulțumim. Am consemnat. Casa Rosete, dacă nu eram eu, Casa Rosete era dărâmată. Păi și acum credeți că e mai bună? Păi, oricum, sigur că e mai bună. Da. Da. Câte morminte sunt acolo? Păi, nu le-am numărat eu. Sunt destule. Dacă a fost biserica acolo, cred că mulți sunt și extragumați în timp de acolo. Până la 1900 a fost biserica cu gramul Sfântului Gheorghe acolo. Da, de genul ars. A ars și atunci s-a făcut la 1900, începând după 1900, biserica de la Bridar, care a arundat parohia Radeș până la capătul Bridarului. Dacă sunt multe morminte, hai să vorbim cu autoritatea, cu asta cum se numește, cu preoții. Să cerem dezlegare pentru descumare, reînhumare în cimitirul bisericii și acolo să nu mai fie. Dar sunt 3-4 urmi de cruci, niște bolovani, nu știi de acolo, ce se pare că de acolo au fost dezhumați la un moment dat. Domnul Contofan, mai aveți ceva? Trebuie să vină un expert, un medic antropolog să vadă despre ce vorbim. Domnul Orteanu, aveți cuvântul. Lăsați să... Chemăm pe domnul Păjol, care de aici detectat... Domnul Dorlan, haideți să ascultăm părintul. Lăsați Vrăjan. Iudu, ceva... Lăsați Vrăjan, haideți să ascultăm părintul. Mulți întrebări și găsând ceva și noi pe acolo. Haideți să ascultăm părintul. Da, domnule. Nu-mi e. Vreau să ridic o problemă, așa nu-i care. E bucurător faptul că se echipează comuna noastră cu obiectiv cu infrastructură. Mă refer la drumuri, noi asfaltate, amenajate și că ne propun în continuare să se întâmple astfel de lucruri. Eu vin la dumneavoastră cu următoarea propunere. Dacă pentru utilizarea infrastructurii publice, recte al drumurilor care ne aparțin, nu se mai taxează trecerea pe aceste drumuri, eu vin cu următoarea propunere. Să facem o analiză, să faceți dumneavoastră executiv o analiză la nivelul comun, cu toate drumurile,
analiză care se cuprindă caracteristicile acestor drumuri. Și mă refer la portanța drumului în primul rând și la viteza de circulație pe aceste drumuri. De ce spun acest lucru? Dacă din discuții și din studiul proiectului tehnic am luat drumul Hertie-Urinte, care are o anume portanță. Pe drumul respectiv se preumblă și alte utilaje cu un tonaj mai mult mai mare decât cel care e așa. Ce măsuri putem lua? Dacă nu ne mai stă în putință taxarea, sau dacă ne stă, și ce măsuri putem lua pentru ca aceste drumuri, atunci când se vor deteriora foarte repede datorită nerespectării regimului circulației pe ele din punctul de vedere a celor două caracteristici, viteză și portanță, se vor degrada după ce vor ieși și din garanție, ne va costa sau nu le vom mai avea corespunzătoare. Deci dacă ne gândim după acum, eu consider că este un lucru în bucură. Bun. Vă mulțumesc. Altcineva dacă se înscrie? Dacă nu am eu ceva de spus subțire așa. A fost autogredierul pe Hirtiul Brânceni-Ferești. Unde era drumul lat a intrat, unde era drumul îngust n-a intrat. Se merge să vedeți despre ce vorba, că nu și-a făcut treaba cum trebuie. Cam atât. Am lărgit drumul. Am dreptat? Am lărgit la Florești, acolo unde a fost, am de la oameni. Pe tatea, unde e îngust n-a lărgit. Unde e gaură, a rămas tot gaură. Eu am fost verificat. Da, da, ți-au bani, dacă am dreptate. Ți-au bani, plătește, e fort. Da, de fapt, ședința închisă. Mai stați 5 minute să vă spun ceva.